Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a anunțat că restaurarea picturii interioare de la Biserica Învierea Domnului a Mănăstirii Sucevița a fost finalizată. În sfârșit, după 20 de ani, Biserica Învierea Domnului a Mănăstirii Sucevița are finalizat restaurarea picturii interioare. Așadar, pe 19 anul curent va avea loc inaugurarea lucrărilor de restaurare a picturii murale interioare prin Programul Național de Restaurare, lucrări care au început în anul 2000. Suma totală este de aproximativ 4 milioane de lei. Dacă o să mă întrebați de ce a durat 20 de ani, restaurarea unei picturi murale de mari dimensiuni este tradițional un proces de lungă durată. Restauratorii au lucrat pe mii de metri pătrați de pictură care au presupus inclusiv cercetări istorice și iconografice. Proiectul nu se putea realiza în mai puțin de 10 ani, așa asta au spus specialiștii încă de la început, însă dublarea acestui timp a depins și de alocările deficitare din Programul Național de Restaurare. Așadar, sâmbătă pe 19 septembrie la ora 12, vă aștept la Mănăstirea Sucevița pentru inaugurarea acestei lucrări de restaurare de mare importanță pentru patrimoniul românesc. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați mai fost la Sucevița, dar vă invit pentru că sunt niște locuri extrem de frumoase în afara evenimentului important din punct de vedere patrimonial la care v-am invitat. Vă invit să și vizitați zona pentru că, într-adevăr, merită pentru cei care nu au ajuns acolo. Biserica Mănăstirii Sucevița este lăcașul de cult cu cel mai mare număr de imagini religioase din țară. Un testament al artei vechi moldovenești, după cum l-a denumit cercetătorul de artă francez Paul Henri, pentru unicitatea și frumusețea sa, a fost inclusă în patrimoniul UNESCO.